Fii puternic. Ești un om liber chiar dacă ești în închisoare. Ești liber datorită dragostei, datorită iubirii fraților tăi, ajutorului fraților tăi. Te iubim, noi știm că nu ești vinovat, că n-ai făcut lucrurile și o să treci peste situația asta cu ajutorul nostru și poate cu ajutorul lui Dumnezeu, că n-ai făcut decât lucruri bune. Ce pot să-i spun altceva? Tată, fii tare, ți-am mai spus treaba asta. Dacă tu ești tare și noi suntem tari și reușim să ducem lucrurile mai departe, timpul va trece, nu vei rămâne acolo o veșnicie și după aia ne vom bucura din nou de viață împreună cum am făcut-o până acum. Dumneavoastră sunteți tânăr și n-ați trecut, poate, nu știu eu, prin experiențe pe care am trecut eu. Dar vreau să vă spun că oameni care au fost alături de noi și de băieții mei, sunt foarte mulți care nu ne mai spun nici bună ziua. Că nu mă deranjează nici pe mine, nici pe ei, o spun acum clar. Pentru că am simțit că erau niște prietenii de conjunctură după ca, în care poate urmăreau numai anumite interese, când nu să mai pot, nu mai pot spera la ceva, ne-au întors spatele. Dar prietenii adevărați, eu am prieteni, colegi din clasa întâi de la școală, din liceu, din clasa primară, din facultate, din vecini, care mă sună, care vin când sunt bolnavă la spital, care îmi transmit mesaje în permanență. Deci noi suntem niște oameni calzi, apropiați, ne susținem unii pe alții, dar să vă dau un pronostic, n-aș putea. S-ar putea. El este un om echilibrat. Deci, ce pot să vă spun este că s-a gândit la multe lucruri pe care vrea să muncească, îi place să muncească, e foarte priceput în foarte multe lucruri, e foarte meticulos, tot ce face trebuie să fie perfect. Asta mă moștenește pe mine, că cu asta i-am terorizat. Are Radu Mazăre lucruri pe care le știe și care poate unii s-ar... Domnul, că... Nu, domnul, sunt povești. Sunt povești. Dacă o să facă Radu Mazăre dezvăluiri, ce dezvăluiri să facă domnul, că dacă n-a făcut afaceri cu nimeni, cu nicio bancă, cu niciun multimiliardar, cu nimic. Domnul Gâdea, noi n-am fost niște oameni săraci și cred că asta, poate ați tras această concluzie numai din ce v-am spus. Că soțul meu a umblat în toată lumea ani de zile și eu am lucrat în comerț exterior. Și n-am fost foarte bogați, dar n-am fost săraci, domnul. Deci el n-a venit la primărie. Și mai spun ceva, deși poate n-ar trebui să spun. Pentru că s-a persiflat atât de mult pe seama acestui lucru. Eu am niște rude în Franța, care imediat după Revoluție mi-au trimis bani în bancă. Eu am hârtiile pe care am primit bani de la el. Deci n-am fost niște oameni săraci. El nu s-a băgat în combinații decât cu colegii lui, a început-o de la zero ca ziarist când la Revoluție era în ultimul an de facultate și atunci, de atunci a început să facă ziar. Nu mi-a cerut nici un leu, dumneavoastră credeți? Nu mi-a cerut nici un leu când a început să facă ziarul, să facă televiziunea și așa mai departe. Nu are niciun fel de implicații la nivel înalt. Credeți-mă că nu vă spun minciuni. Deci tot ce se spune, că dacă începe Mazăre cu dezvăluirile, o să fie praf. N-are ce să dezvăluie.